Mică cu lapte, deci aici este făcută doar cu lapte și aici am băgat și spanac în interior. Vedeți? Și sunt moi, moi, moi. Și avem nevoie făină. Eu am pus aici 500 de grame, dar o să vedem dacă ne mai trebuie sau nu. Apoi vom avea nevoie de 20 de grame de drojdie proaspătă, apoi o linguriță rasă de zahăr, o linguriță rasă de sare, apoi vom avea nevoie de 50 de grame de untură, un nou, dintre care albușul o să-l punem în aluat și gălbenușul o să ungem deasupra puțin, 100 de spanac, aici am 200 de lapte și am să vă spun de ce le-am separat, am 100 și 100. Așa, și 60 de ulei. Și acum o să începem. Am să dau deoparte făină și untura și 100 de lapte și spanacul. Așa. Și acum să amestecăm aceste ingrediente. Am să-mi iau un vas și am să pun drojdia cu zahărul. Așa. Și cu puțin lapte. Și am să amestec până se topește bine drojdia. Așa. Și după ce se amestecă drojdia, adăugăm restul ingredientelor. Și o să omogenizăm bine aceste ingrediente. Împărțim în două. Și apoi, într-o parte, o să adăugăm spanacul, o să-l mixăm. Și într-o parte, aici am 100 de grame, și într-o parte o să adăugăm laptele, restul de lapte. Și apoi vom frământa cu făină, o să împărțim în două, și cu untură. Dar mai întâi să terminăm aici cu drojdia noastră, să o topim. Așa. Drojdia noastră s-a topit. Și acum vom adăuga restul de lapte, uleiul și albușul. Așa, cu o lingură am să separ așa să nu cadă gălbenușul. Așa. Îmi voi lua o lingură de lapte ca să fie pentru uns și am să pun aici cam o lingură. Ia uitați. Așa. Și dăm deoparte. Amestecăm așa bine totul. Am să adaug și puțină făină. Am să iau o lingură. Și am să adaug așa puțin. Aici am 500 de grame și dacă mai trebuie o să mai adăugăm. Așa, și amestecăm așa bine totul. Așa. Voi adăuga și sarea acum. Și amestecăm așa bine totul. După ce am amestecat, vedeți? Este așa grosuț. O să împărțim în două. Și într-o parte o să adăugăm restul de lapte și într-o parte o să mixăm și o să adăugăm spanacul. Ia să vedem dacă mă Mai împărțim întâi egal. aluatul alb și am să pun restul de lapte. Aici avem și untură, o vom împărți în două ca să frământăm. Așa. Amestecăm așa bine totul. Și acum adăugăm făină până o să avem un aluat potrivit pentru pâinica noastră. Așa, și acum adăugăm făină. Eu în total mi-am pus 500 de grame de făină, dar o să vedem dacă ne mai trebuie.
Și apoi o să-l frământăm. Și asta îl las puțin așa într-o parte. Și acum să că lucrăm în paralel. Aici avem spanac 100. Și am să-l pun și am să-l blenduiesc puțin. Spanacul eu l-am fiert în apă cu puțină sare. Și l-am pus într-o sită și l-am scurs. Deci nu l-am stors, l-am scurs așa. El mai are puțină zeamă și în total am 100 de grame. Vedeți? Puțină zeamă tot mai are. Așa. Vedeți, l-am mixat bine, bine. L-am făcut un piure. Și acum amestecăm așa bine totul. Și apoi o să frământăm totul cu untură. Și acum începem să frământăm mai întâi aluatul alb. Vedeți? Cel alb și cel cu spanac. Dau spanacul deoparte. Aici am untură. Și am să o împart în două și o să frământăm. O să frământăm așa cu mânuța. Așa. Am să part aici untura în două și am să adaug jumătate aici și jumătate în cea cu spanac. Și frământăm așa. Adăugăm și untura. Am să dau deoparte și acum să terminăm aluatul cu spanac. Tot așa, amestecăm. Am să scot această palețică. Și am să adaug untura aici în interior, pe toată. Deci am împărțit-o în două. Și o băgăm așa în aluat și frământăm. Am să mai pun o lingură, două de făină aici peste spanac și o să frământăm așa bine. Așa, ia uitați-l și aluatul cu spanac. Așa. Și acum am să pun puțină făină aici pe masa de lucru și o să punem aluatul cu spanac. Și o să-l punem și pe cel alb. Ia uitați-l. Vedeți? Așa, și o să frământăm pe rând. Dau aluatul alb deoparte și acum frământăm aluatul cu spanac, așa bine. Cred că este gata. Ia uitați-l. Aluatul cu spanac este gata, îl dau deoparte. Am să mă clătesc pe mâini și să-l frământăm și pe acesta alb. Îl frământăm așa puțin. Așa, acesta este cel alb. Și acesta este cel cu spanac. Și fiecare o să facem biluțe, o să o întindem și o răsucim așa, vedeți? Așa și apoi o răsucim așa. Și apoi o tragem. O întindem. Vedeți, eu țin aici de mână și fac și trag așa. Și tot așa. Așa. Și acum, aceasta este prima pâinică. Eu mi-am pregătit o tavă. Așa, și am să le pun așa aici. Una albă, una verde
una albă și una verde, vedeți? Și am să le las la crescut. Și apoi am să ung cu gălbenuș și cu lapte. Am să dau deoparte. Așa. Și o să facem așa. Aici am o formă, vedeți, zimțată și am să scot și am să-i dau distanța la, vedeți că rotițele se scot, ca să tai odată. Așa. Și am să fac 4 șovițe și încă 2. Așa. Aici nu mi-a tăiat. Am să le dau puțin deoparte, le pun așa. Și tot așa am să tai și acum voi pune una albă, una verde, astea am să le dau deoparte. Ia să vedem cum îmi iese. Și am să le împletesc. Așa. Cum răsucim. Iată-ți, și facem așa. Și punem deoparte. Este. Eu am să și gust să vă spun dacă este bună. Este bună, bună. Ia uitați. Pâinică. Oh, ia uitați ce frumoasă este. Vedeți? Pe spate, pe față și sunt moi.